Prins urmează planul înclinat. Săriți și să trăiți prezintă superproducția S-a mărit armata. În rolurile principale, veteranul Alex Bogdan, bibanul Bogdan Drăcea, sergent major Lucian Ghimiș, colonelul Cosmin Seleși. Alex, ești aproape de finalul termenului de încorporare și te întorci de la o plimbare în camera de cazarmă. Pasiunea ta ascunsă este dansul din buric. Ce mi-a trebuit, mă, să-mi iau camera la etajul 2? Hai, da cap! Ai, da capul meu! Ai! Aoleu, mamică, nu mai ies în viață, mai bine că termin armata! Hai să închidem să nu se facă curent! Asta. Adio, armată! Gata! Să mă duc eu la mine, Reșița, să ajung mare campion la dansul buric. Mamă, deci asta e viața mea, frate. Dansul buric. Auzi. Mă, stai să-mi pun o melodie, că mă ia așa cu leșin când mă gândesc la dansul buric. Bine. Nu știu ce s-a întâmplat. Ia uite. Pe ușă, pe neașteptate, intră bibanul Drăcea. E prima ta noapte în unitate. Îl surprinzi pe noul tău coleg în plin dans din buric. Nu vrei să deranjezi? Te strecor pe burtă cu tot cu valiza până la patul pregătit pentru tine. Dansul buric, dansul buric, așichirichidic, așichirichidic, dansul buric, așichiriche. Ce miroase așa, mă? Bă, ce faci, mă? Eu? Ce faci, soldat? Picioare! Trăiți. Imobil, culcat! Prima ta zi aici? Da. Hai, soldat, picioare! Bibane, vezi că-s veteran. Să știți că eu nu zic la nimeni că erați cu soldățelul pe afară. Stați liniștit. Băi, Bibane! Nu zic. Deci nu vorbim de ce am văzut niciodată. Da, am văzut. N-am salut. Văzut nimic, că nu era de văzut oricum. Te rog eu frumos să fie secretul ăsta între noi, da? Promit. Bibane, jur. Intră sergentul major Lucian. Este complet nemulțumit de ce găsește în cameră. Soldat! Secretul major, nu e ceea ce pare! Secretul major, picioare, mă! Mâna! Șapcă! Nu! Măi, voi simțiți tensiunea? Nu, domn sergent! Da, nu! Da! Da, întreb o dată! Dumneavoastră cum ziceți? Mai întreb o dată! Băi, tu simți tensiunea? La 2, 3 și da. Da, domn sergent! Bravo! Ce fac perversonii? N-ai auzit nenorocitule! Stai din gură, taci! Le aplici repede o scurtă instrucție ca să le faci poftă de somn. Culcat, sculat, târâși înainte, târâși înapoi, ghemuit, întins la sol, chestie de bază. Ați înțeles? Da. Bine, mă! O clipă! Aș vrea, vă văd tineri, vă văd, aș vrea... E mare lucru că ne vedeți. Să stăm un pic de vorbă. Da, domn sergent. Luați-l, liniștiți, mamă. Băi, voi stați jos cu mine! Am glumit. Am glumit, mă râdeți. Băi, râdeți cu mine, măi! Nu, domn sergent. Nu, să trăiți. Atenție. Nu râde nimeni cu dumneavoastră. Băi, să fim toți 3-1, mă, că așa e armata. Da, domn sergent. Da? Ce fac eu, faceți și voi. Da, domn sergent. Deci, atent, nu stai jos! Stai drept! Ce fac eu? Stai drept! Faceți și voi! Da, domn sergent! Atenție! Eu acum fac genoflexiuni. Câte, domn sergent? Încă nu-mi dau seama, faceți. Hai, că te-ți trage de tine! Mai!
Băi, stop! Stop! Tu stai cu fundul la mine, mă? Domn sergent, mă sprijineam de bibanul. De ce, vă întărâtă? Măi, nu mai de mine și de dar mă întărâtă al tău. Cum să înțeleg? Cum să hai, dacă erai caras. Aoleu, dacă știam că e așa în armată, mă băgă la tancă, e adevărat. Nu mai! Stop! M-am răzgândit. Hai, ia uite ce chef am de flotări. Bagă bibanul. Păi faceți. Vă rog. Da, domn sergent. Și eu, domn sergent? Nu, că de tine mi-a plăcut. Păi, opa! Vă scuzați! Vă scuzați! Fai de capul meu. Stai așa, deschid. Îmi cer scuze. Am mâncat jos la cantină. Ferească Dumnezeu! Dacă nu eram dacă în... dacă mă întrebați, ei sunt adevăratele bombe război, pe cuvântul meu. Na! Alex, tu nu ești deloc de acord cu ce se întâmplă. Bă, dar tu nu zici nimic ăsta, mă! Stai, mă, de gură, mă, lasă-mă așa puțin să mă gândesc. Tu ești combinatorul unității, Alex. Știi care este sensibilitatea supremă a lui Lucian? Mâncarea. Scoate platoul pregătit special pentru situații de criză. Domn sergent, cum a fost ziua de azi? Ați băut bine? Oho! A? Nu! V-a văzut colonul că... N-am băut deloc. Ați băgat astăzi? Nu, bă! Băi, băi, băi! Stai, mă, băi! Băi, bibane, bibane, bibane! Le-am luat bibane. Eu! Grăsusule, da. Nu cu tunul la mine, nu cu tunul la mine! Bibane! Bibane! Tu nu băi, grăsusule, băi! Băi, dacă-i dau mâncare, se putrește, știi? Ha, băieții mei! Ha, băieții mei! Așa, imediat! Nu vă e foame, domnul sergent major? Mi-e foame! Imediat, dar... vreți! Așa, avem... Mie mi-e foame tot timpul! Grăsusule, hai să te mir! Dacă nu ne găsiți la lapte, ne căutați la ouă, oricum. Domn sergent! Vă evi la masă? Așa, haideți, da, haideți după dumneavoastră. Așa, da. Făcura, bibane, făcura. Deci dai tu de la tine. Da, eu de la mine, domn sergent, pentru da. Ultima seară în unitate. Așa, da. Ia, rog. Două secunde, două mai, secunde. Îmi place de tine. Hai, tată! Lucian, mâncarea te transformă în mielușel. A, de e? Fiecare dată când mănânci ceva bun, îți vine să dansezi tango. E de data bine. Asta... cu drăcea. V-ați mai calmat un pic, domn sergent? Mai serviți aperitiv? Da, da, da. Facem și noi un dans? Ați mâncat ceapă? A, vezi care e nebunia lui? Bibane, l-a văzut, vezi care e nebunia lui? Băi! Arai! Pleacă! Măi, Bibane, stai, uite-și! Arai! Și schimbă! Ma! Bine! Și te-ai dus! Du-te-mi! Și-ai venit! Bine! Am glumit! Mai bine, bine! Te-am uite! Hai! Doamne, zice, m-a luat un cânat! Nu mănâncă! Am cânat un cânat! Nu mănâncă! Luat cânat! Ma! Bibane, eu vreau să dansez cu tine, nu tu cu mine! Da? Bun, haide! Dă-i! Alex, a venit momentul să te răzbun pe Lucian pentru toate mizeriile pe care ți le-a făcut în armată. Urcă în pat. Cere să se aducă apă. Domn sergent? Da. Stai un pic să mă urc în pat, că am ceva de vorbit cu mine. Eu țin la tine enorm. Mi-ai făcut o bucurie cu castraveții ăștia. Mai nebunit. Auzi, bre! Grăsuțule, dar tu chiar pipăi pe toată lumea. Ia gata, mâncă-ți! Femeile! Ia vină, tace! Tu-l vezi pe ăsta? Sergentule, pentru ce mi-ai făcut mie tot anul? Ia, hai! Gata, că acum ești la picioarele mele! Hai! Mi-e cald! Aer! Vreau aer! E cald! Lasă, nu, nu, Bibane, lasă, lasă, nu! Lasă-l, sergentul, hai! Așa, așa, e cald! E cald! Să-i facă vânt cu prosopul! Păi și-o sclavul, cui mai sunt? Sclavul, Bibane! Dă-i mai tare, domn sergent, mai tare! Dă-i, dă-i, frumos, dai! Lucian! Vreau și un cântecel! Când și dansezi liberă la mare în timp ce faci cu prosopul? Hai, domn sergent, hai, liberă la mare! Liberă la mare, stau cu tine la soare, mă gândeam de zi cu fierbinte, nu mai sunt o fată cu minte. Liberă la mare, stau cu tine la soare, nu mai sunt o fată cu minte. Ușa se deschide brusc, apare colonelul Sergi. Liberă la mare, stau cu tine la soare, nu mai sunt o fată cu minte, că sunt a venit domnul președinte. Aliniere! Mamă,
Mamă, ce mare e asta. Stai, băi, băi, băi. Mamă, nu, 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 nu. Linie, ia linie, mă. Înseamnă linie, deșteptule. Mă, linie în fața ducă. Drept! Colonele! Mamă, ia-l, a tras cu turnul! Închide ușa, colonele! Colonele, închide ușa! Să închideți ușa, vă rugăm! Care e? Închideți ușa, că iese bășinile! Ești în spume, colonele! În patrula pe executarea! Și... Opa! Bă, dar nu să te abții de simții! Unde doci, unde? Uite, hai, și în jurul mesei! Un, doi, un, doi, un, doi, un! Nu stai cu... Nu, mă, că aici te duci singur! În patru labre tot în jurul mesei! Ia-o! Până și, până și dumneata! Am plecat! Măi, în patru labre! Ușor! Ce scuze de acolo! Atenție! Vino înapoi și drept! Și... Măi! Hai, vrei, dar lasă, că ne omori! Drept! Aliniera! Drept! Drept! Pe loc greplut! Drept! Pe loc greplut! Drept! Ai o fantezie ascunsă. Le ceri să danseze lui Alex și Drăcea cu valizele în brațe. Iar Lucian te va purta pe tine pe brațe și va dansa. După cum bine știți... Drăcea! Da, șef! Tu ești biban! Tu ești biban, ești tânăr! Da! Alex! Da, domnul colonel! Aș vrea, stai puțin, care ați dat drumul la mult? Aș vrea frumos să explici lui Drăcea cum facem inițierea. Drăcea. Iar ție, rușine să-ți fie! Treci aici! Vino aici! Vino aici! Nu-ți e rușine mai părăsit de umbrii cu ăștia doi. Toată viața a fost lângă tine, te-am crescut. Am fost eu te iubesc. De ce nu înțelegi că eu te iubesc? Dansează cu mine măcar. Te rog, ia-mă brațe. Ia-mă așa. Așa, scutură-mă. Și domnilor, în ordinea apariției, Alex Bogdan! Bravo! Bogdan Drăcea! Bine ai crescut, Lucian Vimiș! Și sări de pe fix din floare în floare și uite cum s-a adunat buchetul. Strângem polenul, strângem catrafusele și ne vedem data viitoare. Mai săriți de pe fix. Să fiți sănătoși, să fiți haioși. Un nou show înclinat spre comedie.